Noul plan pentru mediu a fost lansat în dezbatere publică de către APM. Având în vedere că au trecut 10 ani, noi am considerat că trebuie să facem o revizuire a acestui plan, care de fapt este strategia de dezvoltare a județului din punct de vedere a protecției mediului. Cea mai mare provocare este poluarea aerului, iar pentru a rezolva această problemă, APM își propune ca prin proiecte cu finanțare europeană să construiască mai multe parcuri, piste de biciclete și să promoveze transportul alternativ pe râul Someș. Din punct de vedere a mediului, este problema cea mai mare, este generată de calitatea aerului datorită traficului rutier. Prin urmare, problema majoră este realizarea acelei centuri de ocolire a municipiului Satu Mare, realizarea pistelor pentru bicicliști, pentru promovarea transportului alternativ, promovarea transportului pe apă prin amenajări pe cursul de apă, respectiv pe râul Someș. Noul plan de acțiune locală poate fi consultat atât pe site-ul primăriei, cât și pe cel al Agenției pentru Protecția Mediului. APM a reușit până acum să îndeplinească 50% din planul anterior.